putem să le dăm jos și să le atașăm după? Nu. Dacă nu, va trebui să le acoperim. Say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Arată destul de bine pentru o primă stropeală. Da, dar chiar nu se mai vede marul ăla pe dedesubt. Bine, mai trebuie una, dar chiar nu se mai vede. Adică mi se pare albul perfect opac. Mă doare foarte rău pielea capului după ce mi-am făcut această extorsiune, un soi de moț, coadă, nu știu cum să-i zic, care mă ajută mult de tot pentru că n-am vrut să mă scol pe cap chiar astăzi, dar pielea asta de pe aici și sigur știți cum este după ce stai multe ore cu el prins așa strâns, deci mă doare, abia aștept să-l dau jos. Însă, nu-l dau jos pentru că, odată ce terminăm de mâncat o pizza la care se lucrează la momentul ăsta, o să mergem să lucrăm la ce ați văzut mai devreme. Practic, ce v-am arătat acolo cu fâs-fâsul ăla, cu pistolul, este sau a fost un test. Test pe care l-am trecut cu brio. Zic, l-am, mă refer la noi, pentru că așa cum v-am tot anunțat și cum mi-am tot dorit și am tot zis, aoleu, mă aștept să ne apucăm, în sfârșit ne apucăm de sufragerie. Sufrageria maro, foarte întunecată, care săraca n-ar avea nimic. Dar nu-mi plac mie culorile alea, că nu cade pe noi sau ceva. Dar maroul ăla întunecă foarte mult și cred că va fi din nou o diferență mare în momentul în care pereții vor fi albi cu totul. Și cred că v-am arătat de acum vreo două vloguri că am fost la Dedeman și am luat scară, am mai luat, parcă și un trafalet am luat în plus pe lângă pistol, două trafalete pe lângă pistolul ăla pe care abia l-am testat și care am văzut că face o treabă, adică chiar și eu care nu sunt vreo pricepută, mi se pare diferență super mare. Cât de ușor s-a aplicat cu ăla, doar privind așa, cât de ușor s-a aplicat cu ăla și cât de uniform arăta. Deci, la cum am văzut eu, cred că nici nu va fi nevoie să dăm, nu știu, un strat, două? Cred că unul singur, da, că ne făceam gândurile astea și când a fost discuția cu Verdele, Verde care momentan e în spatele meu, în bucătărie. Ne făceam gândurile astea cu ce vă povestisem eu atunci, cu șmirghelul, că am luat șmirghel și să vedem, trebuie frecați pereții, că nu o să meargă albul pus peste, pur și simplu. Și până la urmă s-a dovedit perfect ok. Aia, dormitorul verde, adică l-am făcut cu trafaletul, că n-aveam pistol la vremea la care l-am început pe el și a ieșit foarte bine, adică nu se mai vede absolut deloc. Și acum am zis întâi să încercăm, să vedem cum arată. A, și noi am încercat fără amorsă, nu? N-ai pus amorsă în... Nu, o să punem amorsă. Am încercat, am zis pur și simplu să vedem dacă este nevoie să șmirgheluim pereții, să le facem ceva sau merge și se duce maroul ăla cărămiziu sau cum vreți voi să-l considerați, că se vede un pic diferit pe cameră față de ceea ce este el de fapt. Să vedem dacă merge efectiv pus peste albul și arată, mamă, deci am făcut un petic, am făcut o chestie la mișto așa să vedem cam cum merge, dar chiar și peticul ăla... S-a lucrat pe aici cu ciuperci, cu roșii, cu mau, cu măsline. Ce mai aveți? Eu îmi pun și mozzarella. Puneți, puneți, vă rog, porumb. Vă că ați operat foarte curat. Dezordonat așa, nu? E bine? Cu super scaunelul ei, distrus de panalamele astea,
Asta trebuie să-l ducem la tapizat. Hai. Aplicele astea trebuie date jos, sunt mai multe, de asta folosesc pluralul, la fel icoana și începută o mică curățenie pe sus pe acolo, pentru că pe jos pe aici e curat, e mult mai ușor de ajuns, dar sus acolo recunosc că nu ajung la fel de des, pentru că îmi trebuie scară, scaun sau ceva, că e foarte sus, așa că trebuie bibilit puțin să ne asigurăm că nu e, nu știu, praf, mizerie, păiangăn sau alte nebuneli. Și după aia data amorsa o să dăm și pe suprafața asta unde am făcut un test și revenim iarăși cu încă un strat. Deci amorsă peste tot, inclusiv pe aici, și după aia operăm cu pistolul. Dar pentru moment trebuie strânse toate astea de pe aici, cărți cărora încă nu le-am găsit un loc, piesele astea de mobilier, oglinda care am zis că e mai bine să rămână așa întinsă pe covor până când va fi și ea așezată cum trebuie, strict din raționamente de protecție, adică să nu cadă, să nu se spargă, să nu, nu știu, să nu pățească ceva, pentru că îi va trebui un sistem foarte solid care să o susțină, astfel încât să mă asigur că nu pățește ceva. E foarte veche, foarte frumoasă, m-am zbătut prea mult pentru ea ca să pățească ceva, plus că m-aș oftica, ținând cont cât este de frumoasă. Așa că va trebui văzut cum să o poziționăm, iar pastele mutăm lejer. Nu e o problemă. Folie peste tot, tac, 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 pe aici, pe jos, trepiedul, mă rog, alea se mută rapid. Deci nu o să dureze foarte mult toată povestea asta, doar că trebuie să avem mare grijă cu podelele, că după ce am pățit cu lipiciul la parchet acolo, chiar nu vreau să mai experimentăm distracția aia. Să procedem de aici, din colțul ăla, țâc, nu se așa, țâc, 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 țâc. Bravo! O noptieră superbă, vrei? De ce stau de lucru la urmă? Poftim? Unde lucrezi la urmă? Nu știu, fai acolo, vezi tu. Nu ne dormi tot acolo unde dormim noi. Că și așa n-avem noptiere acolo. Opa, să dăm jos pizza. Care pizza? Să știți că a fost foarte bună, te lăudam, a fost foarte bună pizza, am ras-o. Goodbye. Alea zic, du-le în dormitor. Dacă vrea cineva, 100 de lei, vrei, da, bucata. Bucatele mele, băi, rococo, atelier, Viena, mă flăcău. Băi, că scris că e făcută în casă, și voi n-am făcut. Da. De astea toate trebuie să mă ocup cu rătăpițarea, să reduc la cineva. Găsi câteva persoane care s-ar putea ocupa de ele, dar nu a fost o prioritate neapărat, însă mi-am făcut o listă așa de contacte și știu unde ar trebui, pentru a veni momentul. Hai să ne să mai ducem și aici în stânga. Îi ducem. Alea trebuiau duse sus, da, restul le ducem acolo. E un foarte mult acolo. Da, știu. Ăsta era vizibil aici? Ce era? Ăsta? Da, așa a fost. Da, așa e mai scos. Nu te rog frumos și știutele pe care ți le dau pe rețet. Dar să ai grijă de ele, că sunt alea de la bunica mea. Nu sunt valoroase ca material, dar sunt foarte vechi. Au fost ale străbunicii, au mai bine de 100 de ani. Moșterile de familie. Da. Păi trebuie dată jos oglinda aia. Astea sunt toate albumele mele de modă și chestii culte în cap, toate coffee table bucurile. Mai niște coffee table. Gata, am eliberat-o cu totul, mai sunt doar de dat jos luminile astea și au rămas acolo câteva piese metalice la șemineu, dar le scoatem în 2 secunde.
Deci mobilă, covor, toate au fost îndepărtate, iar camera este mai goală ca niciodată, nici în august, când abia venisem, nu era atât de pustiu, că foștii proprietari mi-au mai lăsat câte un dulăpior, două, era covorul pe aici, parcă, na, mai era una, două piese, dar acum e chel, complet chel. Aici era oglinda, pe care ați văzut, am dus-o până la urmă și am lăsat-o tot așa culcată, ca nu cumva să pățească ceva până când o vom ridica, monta pe un perete ceva. Aici tot așa e o aplică din asta care trebuie îndepărtată. Pe astea o să le lăsăm pentru moment, că nu stă nimeni să-și bată capul, dar ideea este să se rezolve cu maroul ăsta și grinzile alea din partea de sus care vor trebui făcute tot așa cu alb. Iar ecoul cred că e mai puternic ca niciodată. N-a fost nici când. Exact, cu cuvele. Nici când atât de gol. Aici la șemineu o să vrem să facem tot cu alb, adică nu o să rămână așa în două culori. Galbenul cu maroul ăsta și v-am povestit ce visez eu, ce-mi doresc eu cu franțuzisme, marmură, nu știu dacă va fi cazul chiar acum, dar e de viitor și treaba asta și o să vedem cum ne organizăm. Și imaginați-vă acum, în zona asta aici, unde vedeți voi șemineu, bradul frumos, cavierii, șinerichii, așezați acolo drăguți, cu mine, făcând vlogmas cu ciocolată caldă cu blănuși și pe lângă mine. Deci cred că o să fie minunat. Abia aștept, colțul ăsta este preferatul meu din camera asta și cred că o să arate super frumos odată ce terminăm toată povestea. Acum doar să ne apucăm să punem folie pe jos, după care amorsă și începem plouat. Suntem nevoiți să operăm cu veioze, pentru că lumina oricum este foarte slabă aici și mai ales acum de când a scăzut și mai mult ziua și fără aplicile alea pe care le-am dat jos. Na, ne descurcăm cum putem și am adus una bucată veioză de la Ikea, iar astea sunt vitanj, cărora tot așa trebuie să le scoatem pălăriile, să vedem cum, și puse în prize pe unde se poate și na. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend. Dacă ai văzut, dar trebuie dat inclusiv aici. Aici cred că cu pensula. Că e... Poftim? Nu mai pun folie până în capăt, aici. Punem atunci. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light. Riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul. Ne-a apucat 10 seara, e 10 fără 10, mă rog, dar progresul este uriaș prin comparație cu verdele de sus și cât ne-a luat toată distracția aia, deși e adevărat, acolo au mai fost niște mici chestii de bibilit, să punem și asta la socoteală, însă doar așa, comparând trafaletul, pensula, toate cele cu pistolul de lipit, păi camera asta e aproape gata. Probabil că nu vă dați seama foarte bine, dar numai uitându-vă așa în jurul meu, nu vi se pare că e mult mai luminoasă? Deși avem becuri, deși este întuneric, parcă e o schimbare, nu știu, orică sunt eu foarte entuziasmată, însă mi se pare schimbare de la cer până la pământ. Și e făcută, nu știu, 80%, cam așa, deci au mai rămas, vedeți, marginile alea pe acolo, pe la geamuri, grinzile astea pe sus, care la fel mai trebuie date, și zona șemineului, unde trebuie să-l îmbrăcăm bine, ca să nu sară vopseaua pe geam, ca să nu sară pe bucățile alea de marmură, nu știu dacă o fi marmură de aia adevărată sau dacă e artificială, și alte mici detalii de genul ăsta de bibilit. Pe acolo, pe jos, pe unde sunt plintele, am fost eu și am pus scoși din ăla, plastic din ăla ce am avut și cred că și-a făcut treaba destul de bine, numai că s-a terminat rola și n-am apucat să pun chiar peste tot.
Asta am zis, da, că s-a consumat chiar cu totul. Dar oricum, deci peretele ăsta este aproape făcut complet. În partea asta, asta să vă arăt. În partea asta la fel și va mai fi un strat mâine, deci să nu vă gândiți că rămâne așa. Vedeți că, uite, acolo pe jos, de exemplu, nu e opac, nu e uniformă treaba, mai este și lumina care nu ne ajută, că uite cum e linia aia care taie acolo. Deci va mai fi bibilit. Dar oricum s-a dus maro, nu mai este atât de mult maro. Și mă uit și mă învârt stânga-dreapta și am senzația că sunt în altă casă. Deci mi se pare, nu știu, că schimbă enorm, măi, enorm, enorm. Culorile ajută atât de mult să întunece, să deschide, să schimbe dispoziția. Pentru mine cântăresc foarte mult și albul ăsta, așa văzându-l acum, îmi dă clar senzația de altă casă și mă face foarte fericită, sinceră să fiu. Uite, ăla este scociu pe care l-am pus eu, adezivul ăla, nu știu cum să zic, așa, o chestie ca să protejeze cât de cât. Oricum o să fie nevoie de o curățare temeinică, pentru că, e adevărat, pistolul ăsta de vopsit, îmi tot vine să zic de lipit, deci dacă m-auziți cu lipitul, nu mă luați în seamă că e târziu. Pistolul ăsta de vopsit, el e foarte eficient și clar face o treabă mult mai bună, îmi pare rău că nu l-am luat de la început, dar dacă vă arăt cum este în hol... Asta în condițiile în care noi am eliberat aici, în condițiile în care am dat lucrurile la o parte de acolo, deci nu le-am ținut în proximitate. Dar s-a dus foarte mult, nu știu cum să-i zic, praf, stropi, cum să-i zic la toată nebunia aia care e acolo, tot praful ăla alb care s-a dus, deci dacă te uiți e până în bucătărie a ajuns. Praf, nu știu cum să-i zic, vopsea. E o combinație, deci este o pulbere foarte fină, albă, care s-a dus până departe și s-a depus pe toate alea, oricât le-am dat noi la o parte, s-a depus cam pe peste tot, o să vă arăt imediat. Deci zici că e... Casa s-a prăjit și pulberea. Exact. Deci am dus ăla până toată casa, că nici nu mi-am dat seama și, evident, papuci toată lumea, dar va trebui făcută o curățenie temeinică pe aici. Trebuie intrat cu mop, trebuie intrat cu aspirator, cu de toate, frecat bine. Pe lângă stropii solizi care sunt impregnați așa un pic pe geamuri și care îmi dau emoții, e vorba de pulberea asta care trebuie adunată și nu e doar pe podele, s-a dus pe oglinzi, pe geantă, pe haină, pe vaze, pe tot ce aveam eu pe acolo. Nu-mi imaginam că se poate împrăștia atât de mult. Stai să vă arăt. Uite, cred că se distinge. Dacă vă uitați așa atent, ia uite, vedeți chestia asta? Deci asta nu era când ne-am apucat. Povestea asta nu era și asta nu este praf. E efectiv ceva sărit de la pistolul ăsta de vopsit, nu de lipit. Deci s-a legat și prins pe tot ce este pe aici. Uite că se și vede că e proaspăt. Deci curățenie temeinică, dar nu o să facem de acum pentru că este inutil. M-am apucat odată să strâng, uite, pe partea asta pe aici, deci am frecat de mi-a venit rău. Uite cum s-a pus și pe comoda de la intrare. Am frecat de mi-a venit rău și tot degeaba pentru că e la fel. Deci nu mai fac prostia că n-are sens. În altă ordine de idei, mi-am făcut și o cafea, chiar dacă este 10 seara, că nu vreau să mă culc de acum, așa că încerc să mă mențin relativ treză. Ce părere aveți de lucrare? Spuneți-ne. M-ați explicat foarte bine. Da, mulțumesc. Vă mai așteptăm. Mai vin. Băieții, i-a jucat bine. I-a jucat bine, da. Iată. De asta mai avem? Cam cum s-a consumat? Că îmi zicea cineva pe Instagram că pistolul e bun, dar consumă mult mai mult. Adevărat? Da. Gândește-te acolo. Cât mai e? O treime din galeta. Adică și a fost full. Da, asta. O treime am consumat. Nu. Deci mai e o treime sau o treime am consumat? Ia uite cum sunt în genunchi. De la cât am frecat pe jos. Da, și tu. Ești bine rău. Deci s-a consumat o treime din ea sau mai e o treime? Nu, o treime s-a consumat. Ah. Diluată cu apă. Diluată, da. Și mai e. Da. Lasă, că e ok. Deci, uite, șemineu a rămas. Uitați-vă prin comparație. Maroul ăla galben cu alb. Altceva. Frumos. Ne place. Mai veni, ne place. Acolo a fost aplica, unde va veni o alta. Și v-am zis, o să fie schimbate și astea, dar nu sunt prioritare acum. Întâi să terminăm cu coloratul. Iar aici a rămas haos. Am dus masa asta, primul lucru, sau printre primele, ați văzut, când am urcat-o și zarzavaturile sunt toate rămase din dormitorul verde cu parchetul, care arată minunat. În continuare.
Dar tot așa, nu ne-am apucat să le organizăm și pe astea, patul în același sens, pentru că acolo mai e depus tapet. Iar aici nu ne-am sinchisit să mutăm masa de toaletă unde este locul ei, pentru că încă nu știu care este locul ei. Așa că, da, rămânem așa pentru moment. Baie, Nani și mine luăm de la capăt. Astăzi este sâmbătă, am încheiat ziua cu succes, sunt mulțumită, duminică, muncim cu trac și spor, că muncim pentru noi. Noapte bună, revenim câteva secunde. Bună dimineața, pe alb, cu mult alb. Cred că acum se vede cel mai bine că nu este uniformă treaba și oricum aveam de gând să revenim cu un strat, dar se vede de asemenea și lumina, că pătrunde altfel, că se reflectă altfel, că se lovește de mine altfel și că nu mai e întunericimea aia. Mă bucură chiar și așa, chiar și în stadiul ăsta în care clar este total imperfect, dar a fost o plăcere, coborând aici prin toată mizeria. Uite și acum cred că se vede și mai bine praful ăla despre care vă ziceam ieri. Chiar și așa, prin tot haosul ăsta pe care evident l-am dus prin toată casa, dar este o bucurie enormă să văd pereții ăștia cu albi și din ce în ce mai puțin maro. Ca să mă vedeți și pe mine, iată-mă, ăsta va fi outfitul meu de zidărie pe parcursul zilei, doar că ne pregătim întâi să mergem la Dedeman, bineînțeles. Trebuie să mai luăm câte ceva, nu știu să vă zic ce, dar am înțeles că avem nevoie de niște mici nimicuri, așa că vom merge într-acolo să luăm ce avem nevoie, cu cafeluțul deja băut, odihnită, bine, chiar aseară s-a dat ceasul, adică am dormit o oră în plus și mi-a prins atât de bine ora aia, deci sunt super fresh în clipa de față, liniștită, somnul, bateriile, full, încărcată de energie, e beton treaba și cu chef de muncă. Chiar sper să terminăm astăzi sau măcar să fim aproape de final, că după aia o să ne mai ia nu știu câte zile să facem curat, asta e partea a doua. Dar măcar să finalizăm aici, că abia aștept să mă apuc de decorat și aranjat și cu mobilele să le poziționez pe toate. Bine, o să fie tapetul. Dar oricum, abia aștept. Tot pe costumație de scandal sunt și acum vedeți foarte bine la ce mă referam. Iată, am niște cizme în mașină, mă duc și le încalța cu șica. Nocle, ce faci, poiule? Frumosul, mama, dai la buța? Dai la buța lui mami? Bravo, bravo, băiatul meu, bravo, mama. Ție, copilul frumos, gata? Hai, hai că vine mama repede. Vine, mama, du. Doar în partea dreaptă, adică acolo. Eu am întrebat. Eu la mai mic mă gândesc, nu? Nu știu, tu le mănânești. Și o nouă sesiune de Trafalet Vlog, care însă nu mai e o sesiune, nu mai e Trafalet Vlog, cel puțin în camera asta, pentru că am finalizat. Deci este gata complet, s-a schimbat total, numai gândiți-vă prin comparație cum arăta filmarea pe care am făcut-o în vlogul trecut, când despachetam alea pe care le-am luat de la licitație, noptierele, paravan, am văzut că v-au plăcut și m-am bucurat mult de tot. Gândiți-vă puțin, pentru că era cam aceeași oră, tot așa soare, dar uitându-vă la mine acum, la cum se reflectă lumina pe fața mea și culorile din jurul meu, nu vi se pare că este mult mai luminos față de ceea ce era atunci? Normal că e. Adică nu, nici nu accept alte variante, nu are cum să fie altfel, că este mai mult decât evidentă schimbarea. Camera este așadar finalizată. Ar mai fi, normal, curățenia, de care vă mărturisesc că mi-este groază,
Că nu, ne-a luat două zile. Hai să zicem trei, dacă vreți să dăm rotund. E luni acum, în cazul în care nu v-ați dat seama. Voi o să mă vedeți cu câteva ore mai târziu. Adică la mine e cam prânzișor. Voi o să mă vedeți după ora 7 seara. Și știți că v-am zis că, în general, evit pe cât posibil să filmez, să editez și să postez în aceeași zi, că sunt super stresată. Doar că, ce să vedeți, nu ne-am ajuns cu timpul. Deci fac încheierea acum și, na, să sperăm că o să intre la timp. Revenind, vopseala nu ne-a luat mult. Vă dau toate detaliile și despre pistol, că m-ați întrebat și vreți să știți și recomand, atât cât mă duce pe mine capul 100%. Dar mizeria, mi-e și groază, mi-e și jenă, deci nu o să filmez să vedeți cum arată în partea aia, dar ăsta este dezavantajul open space-ului, cum este aici. Practic, living-ul, sufrageria, dragă, cum îi zice pe românește, este conectată cu tot holul. Eu nu am ușă în partea asta, poate v-ați dat seama, poate ați văzut. Deci nu este ceva care să etanșeze camera, propriu-zis. Astfel încât noi am făcut cât s-a putut, vedeți ce este pe aici, pe lângă mine, că e pusă folie cam pe peste tot, am avut grijă inclusiv la plinte și tot, degeaba că tot s-a făcut mizerie, dar chiar și așa s-a dus foarte mult încolo. Lucru la care nu ne-am gândit, habar n-am avut, nici n-a avut cine să ne zică și nu ne așteptam să se facă așa o mizerie. Deci, vă zic sincer, aici este mai curat decât ce este în hol, pentru că este totul acoperit de praf din ăla. Nu sunt stropi decât exact aici, în proximitate, pe unde au fost pereții, și imediat facem un 360 ca să vedeți cu totul, dar s-a dus pulberea aia, s-a așezat pe tot. De dimineață am avut treaba, am plecat și m-am dus și că să mă încalc și eu cu o pereche de cizme ce aveam acolo. Păi era stratul de pulbere, de aia e așa, m-am luat cu degetul, m-am zis, nu, ele de aici le-am lăsat în altă parte, m-am încălțat cu altceva. Pentru că două zile aici, ok, dar curățenia cu siguranță o să ne ia mai mult. E rău, din punctul ăsta de vedere. Dar dacă de asta a fost nevoie, astfel încât pereții ăștia să arate așa cum trebuie, sunt ok, sunt mulțumită, mi se pare perfect, exact așa cum este. Urcăm imediat, o să mergem în dormitor unde este mult mai puțin eco, ne așteaptă și rumbul. O să vă dau detaliile cu pistolul și alte amănunte așa care mi se par mie importante pe capitolul ăsta, că am văzut că vă animă foarte mult treaba, dar mai întâi haideți să vă arăt per total și apoi mergem. Dacă îmi permiteți un detaliu extra, vedeți cum arată trepiedul meu? Trecând de stropi, vedeți că are o culoare așa gri? E vorba exact de același praf, nu vă zic cât am curățat la camera de pe care filmez, deci asta prin care mă vedeți voi. Pentru că am așezat-o pe trepied, toate cadrele alea pe care le-am luat pentru vlog au fost făcute majoritatea stând aici. Iar eu am lăsat-o să-și bată de treabă și în momentul în care am ridicat-o și am inspectat-o, Doamne, mi-am blestemat zilele cât am stat să curăț la ea, că era, deci, mult mai rău decât vedeți trepiedul. Trepiedul e ok. Prin urmare, iată zona cu galben și cu oranj. Nu se mai vede niciun oranj, nu se mai vede niciun galben, este totul alb imaculat. Posibil să mai dăm încă un strat, deși după părerea mea, nu știu cum se vede la voi acolo, dar eu zic că nu mai are nevoie. El zicea, bufantul, că dacă e să mai dăm încă unul, dar a rămas așa cu semn întrebări, am zis că ne mai gândim. Mie însă mi se pare că este destul de uniformă treaba, arată foarte bine și oricum va fi tapetul pe deasupra. Ce conta acum este uniformizarea și să scăpăm de culoarea aia întunecată. Uite și grinzile, că nu mai sunt deloc. Cu marou ăla, s-a dus cu totul, îmi pare rău că sare un piculeț focusul, trebuie bibilit, vedeți pe acolo, pe la geamuri, dar în principiu este rezolvat cam tot. Adică e alb de acolo până acolo, numai sunt două culori. Zona asta a caloriferelor, la fel, este și ea cu alb. Și aici discuția va fi dacă o să punem tapet pe peretele ăsta, pentru că aici, exact aici, sunt geamurile, după care, în partea asta, e perete întreg și apoi iarăși vin geamurile. Deci va trebui să mă consult cu fetele, cu tapetul, să vedem cum facem. Și uite, cred că are el dreptate. Acolo, în zona aia, cred că ar mai trebui dat un pic. Vedeți, cred că n-a insistat acolo ca să nu atingă prizele. Dar tot așa, mai trebuie bibilit un pic. Apoi, încoace, discutabil, dacă va fi tapet în partea de jos. Iar încoace, v-am zis, încolo este haosul și mai bine să evităm discuția. Pe aici e perfect ok, parchetul nu are nicio problemă, dacă vreți să mă vedeți cât de sexy sunt, iată-mă, nu mai e în încălțări senzuale, am ținut tot vlogul ăsta, dar parchetul este perfect ok. Pe partea asta, atâta tot că s-a dus încolo. Aviz amatorilor, dacă vreodată se întâmplă și dacă aveți open space și dacă nu, să fiți foarte prudente și prudenți la detaliile de genul ăsta, pentru că eu știu sigur că o să muncim de o să ne iasă pe nas la curățenie. Da, aia e. Nu e ca și când le fac
O dată la an, le-am făcut acum și mai departe o să vedem. La anul, sigur, sigur, nu o să vorbim. Stați așa că avem aici o cotiță care insistă să se bage în obiectiv. Gata? L-am așezat? Nu știu dacă l-auziți, dar toarce grasul. Dormitorul ăsta va mai dura până când ne vom apuca de el, dar cred că pe ăsta o să-l terminăm și mai repede. Dacă ne-a luat nouă două zile cu pistolul să facem living-ul, care este camera cea mai spațioasă, ăsta aici sigur, sigur o să-l terminăm rapid, pentru că n-avem decât de dat jos distracția asta. Și în rest, pe aici pereții ar fi un piersiciu, așa să zic. Bine, dacă ai putea să nu faci cozonaci pe mine exact acum, ar fi super tare. Mulțumesc, mamă. Bravo. Da, ăsta va mai dura, pentru că odată ce finalizăm cu tot ce înseamnă curățenie și partea aia de jos, o să vrem să ne apucăm de hol, unde holul are același maro splendid. Splendid. Poate l-ați văzut atunci când vă arătam bufetul și ce-am mai amenajat eu pe acolo, ce-am mai decorat, așa cât de cât. După care urcăm și ne ocupăm de ăsta. Bucătăria de asta v-am zis eu că va fi ultima pe care o vom face, pentru că este și camera cea mai tranzitată și camera cea mai folosită dintre toate, așa că acolo o să fie puțin cu cântec. Va trebui, pe lângă mobila care va trebui scoasă de acolo, pe lângă frigider, căruia va trebui să-i găsim alt loc, să vedem cum facem și cu scara, pentru că e posibil să n-ajungem, să nu ne descurcăm foarte bine cu pistolul ăla. Deși aici a fost ok, urcat evident pe cea mai înaltă treaptă, stați un pic să mai... Așa, a, parcă e mai bine, era un pic prea luminoasă. Urcat pe cea mai înaltă treaptă, iar pistolul a funcționat mai mult decât ok, ba chiar l-am folosit și eu. Am vrut să văd cum e, cred că am și filmat un cadru, două, în care am vrut efectiv să testez. E foarte simplu de folosit. Vă dau acum informațiile astea ca să știți în cazul în care treceți vreodată prin povestea asta. Sfatul meu ar fi clar să folosiți un pistol din ăsta de vopsit. Este mult, infinit mai ușor și se aplică mult mai uniform. Și, bineînțeles, dacă vreți părerea unui specialist, nu vă luați după mine, că eu nu sunt în nicio formă specialistă. Sunt strict un om care face chestia asta pentru prima dată în viața lui și vă dă niște informații care... Mă rog, mie mi se par utile, dar evident este recomandabil să vorbiți cu cineva care chiar se pricepe. Dacă însă vreți să vă luați după mine, eu recomand 100% un pistol din ăsta ca să vă simplificați foarte mult munca. Ăsta pe care l-am luat noi, nu știu exact ce model este, pe ceva. Îl găsiți pe peste tot, deci toate magazinele au, cred că este și EMAG-ul, noi l-am luat din Dedeman și mi-amintesc că la momentul la care l-am luat a costat undeva în jur de 400 și ceva de lei. Cam așa. Și sigur că acum depinde și de volumul de muncă pe care poate l-aveți sau nu l-aveți. Dacă știți că este ceva ce veți face și la anul sau poate peste niște ani, sau dacă știți că faceți la voi și aveți multe camere, sau faceți la voi și aveți în familie, orică, nu știu, mai găsiți un rost și un rol, clar este ceva ce zic eu că merită banii dați. Dacă, din contră, e vorba doar de o cameră pe care vreți să o faceți, probabil că n-are sens, adică suma nu știu dacă este neapărat justificată. Acolo poate că ar funcționa mai bine cu un trafalet. Dar pentru noi, ținând cont că mai sunt niște camere de făcut și că a fost destul de complicat, mai ales cu înălțimea, mi se pare că am făcut cea mai bună alegere. P ceva este modelul lui, PF nu știu cum, dacă interesează pe cineva îmi spuneți și o să caut exact, am văzut că este de la Bosch. Și mai aveau pe lângă ăsta la 400 pe care l-am luat noi, cred că era unul și mai puternic, sau nu știu dacă ținea neapărat de putere, dar ați văzut că au butelcuțele alea, au rezervoarele alea unde pui practic lavabilul pe care îl diluiesc cu apă, nu mă pricep la chestiile astea. E, și butelcuțele alea păreau mai mari, mai mici, probabil că și în funcție de asta crește sau scade prețul. Și mai este de asemenea vorba de pulverizatorul ăla, pe care din câte am înțeles poți să ți-l setezi nu știu cum, să pulverizeze mai tare, mai încet, nu știu, mai cu strop, mai fără strop, dar există mai multe setări acolo. Altfel, n-ai decât butonul de on-off, după care ți-a apăsat pe trăgaciul ăla și el își face treaba super simplu. Și gândiți-vă că noi am făcut asta parțial pe întuneric, adică cu lumină de bec. N-am avut lumină naturală, oricum pe acolo era întunecat, doar în primele părți ale zilei, să zic că am avut lumină naturală. În rest, mai mult am funcționat la bec și m-am uitat așa minuțios și în detaliu și mi se pare că a funcționat foarte bine. Bă, încerc aici să fiu tehnică, să explic niște chestii, mă culc. Da, mi se pare că a funcționat foarte bine și că arată exact așa cum ar trebui. Și dacă mai aveți și niște trafaleți din ăia micuți, de ea așa, baby trafaleți pentru zonele alea delicate, cred că treaba este mai mult decât rezolvată. Ce voiam eu să vă întreb, iarăși, legat de curățenie.
Mi-ați lăsat multe sugestii referitoare la parchet. În vlogul anterior vă spuneam că s-a întins tolipiciul ăla pe acolo și că o să fie greu de curățat și am primit de la voi o mulțime de răspunsuri. Vă mulțumesc din suflet. O să le iau pe fiecare la mână și o să încercăm să vedem până când scoatem lipiciul ăla de acolo. A rămas, este în continuare, deci nu ne-am ocupat de el, că ne-am apucat de trafalet. Și fiind din nou cursul săptămânii, luni, este foarte posibil să-l amânăm. Iarăși că v-am povestit eu, lucrurile la noi se întâmplă în weekend, pentru că nu sunt telefoane, nu sunt e-mail-uri, nu e zi de muncă, putem în principiu să ne ocupăm de altele, adică nu muncă, nu ce facem la casă. Când vine cursul săptămânii, atunci lucrurile se complică, că mai sunt și altele de făcut. Deci o să le luăm la mână pe fiecare, până la urmă mă gândesc că ceva va trebui să funcționeze. Și aici vine întrebarea mea. Pentru lavabil, am exact aceeași întrebare. Dacă știți ceva care ar ajuta ca să se ia stropii de pe geam, de pe plinte, de pe unde am mai sărit, ar fi foarte util. Noi am luat deja un spray de la Dedeman, care nu știu cum se numește, dar este un din ăla, arată exact ca spray-ul de geamuri, e un Rivex pe stilul ăla, exact așa cu fâsfâs. Și scrie acolo că e bun pentru mai multe tipuri de murdărie, inclusiv pentru din astea de var lavabil sau vopsea lavabilă care se întinde pe diverse locuri. Și într-adevăr funcționează, dar trebuie să frec foarte mult. Cu ăla am curățat camera, ce vă ziceam mai devreme că era plină, și a funcționat, dar mă doare mâna. Auziți zgomotul de fundal? Cred că mai dă un strat. Să arate perfect până la urmă. Deci dacă știți vreo ceva care ar putea funcționa mai bine, nu știu, eu tot visez soluții din astea magice, chestii care curăță în 3 secunde. Orice considerați voi că ar putea ajuta este mai mult decât binevenit, că n-am avut de unde să știm și nici n-am pe cine să întreb neapărat. Și chiar, uite, discutam mai devreme exact de subiectul ăsta. Ne întrebam dacă ar fi fost să chemăm o echipă de oameni care asta fac, cu asta se ocupă, mă întreb dacă mi-ar fi lăsat curățenie în urmă. Adică, ok, scăpam de maro, mi-au făcut pereții, arată totul bine. Dar curat îmi fac? După sau asta rămâne pentru mine? Întrebare întrebătoare pentru cei care poate ați apelat vreodată. Nu vă zic câte povești de groază am auzit referitoare la treburile astea cu meșteri, cu oameni care vin și îți lucrează în casă. Ăsta fiind și unul dintre motivele pentru care am zis hai să încercăm noi întâi, să vedem dacă suntem în stare și dacă nu, abia apoi chemăm. Acum nu cred în nicio formă că toți meșterii sunt nașpa și că nu fac treabă bună, dar vă spun că am auzit povești de la, nu știu, unii care au făcut de mântuială până la meșteri care au furat din materiale, adică să-mi fure din găleata de lavabil. Cazuri și cazuri de tot felul, sau cu saci de ciment, tot felul de povești din astea de groază, de nu m-au interesat niciodată până acum, dar inclusiv Vicky mi-a povestit niște treburi, dar am rămas, what? Da, ăsta este așadar vlogul meu, o să vă rog să mă iertați că este mai scurt decât de obicei, știu că v-am obișnuit cu format mai lung, măcar un 50 de minute, îmi dau seama că ăsta nu va avea atât, dar sper să înțelegeți că asta este tot ce am făcut. Altceva, nu, n-am ajuns în afară de Dedeman și acasă și trafalet și lucrurile pe care le fac în mod normal aici, adică că mă spăl pe dinți, fac o baie și eventual mai stau pe leto, mai fac niște chestii, n-am făcut nimic altceva. Deci nu aveam ce, n-am vrut să umplu vlogul artificial cu cine știe alte ce povești, pentru că doar asta s-a întâmplat în weekendul de față. Și cred că o să mai urmez formatul ăsta, măcar ca un test, ca să văd cum vi se pare, pentru că mai apar, cum este și firesc, și persoane care știu că preferă vlogurile mai scurte, care preferă mai puține subiecte și totul mai concentrat, acelea care îmi zic că când vorbești tu, eu dau skip pentru că vreau să văd nu știu ce chestii. Asta nu o să se schimbe niciodată, acum dacă îmi permiteți o ultimă discuție de final, asta nu o să se schimbe niciodată, pentru că vlogul ăsta și ce este el, până la urmă despre mine este vorba, eu care vorbesc și vă povestesc diverse. Dacă puteți să mă suportați în formula în care sunt, cu toate detaliile pe care le dau și într-adevăr vorbesc foarte mult și acopăr și intru în tot felul de subiecte și detalii, este super, este minunat. Dacă nu, eu nu mă supăr, e perfect ok să vă uitați la altceva, deci din punctul meu de vedere înțeleg, e mai mult decât ok. Vă spun asta doar ca să știți că nu o să se schimbe. Chiar aveam, n-a fost o discuție pentru că am închis foarte repede tematica. Îmi scrisese cineva pe Instagram recent exact chestia asta, că vorbesc prea mult și că preferă să vadă nu știu ce decât să povestesc eu lucruri. Și am zis că exact așa zic, da, nu o să se schimbe asta. Exact la fel o să fie. Deci eu o să continui să povestesc lucruri și să funcționez așa cum aș face-o dacă ne vedem la cafea sau cum vorbesc eu cu Vicky.
când nu-i fac vlog. Vicky oricum se uită la vlogurile mele, dacă ne întâlnim nu-i arăt cu poze, pur și simplu îi povestesc și exact asta fac și cu voi. Și ăsta a fost formatul meu dintotdeauna și nu se va schimba niciodată. Iar vis-a-vis de comentariile astea, nu cred că oamenii își dau seama cum ar fi dacă aș urma fiecare sfat de genul ăsta. Deci dacă aș lua în calcul fiecare recomandare de genul, vorbește mai puțin, vorbește mai mult, arată mai puțin aia, arată mai mult din aia, fă așa, fă așa, fă așa, fă așa, ar fi un haos și o debandadă totală. Și v-am zis cu mult timp, sau de mult timp, că am renunțat, n-am dorit să mulțumesc pe toată lumea, pentru că am conștientizat că n-am cum. Da, aș vrea, ar fi super minunat să fie toată lumea mulțumită, dar nu am cum să bifez absolut toate criteriile astea și materialele sunt exact așa cum se întâmplă lucrurile. Nu e ceva stabilit, n-am cronometru, pac, am terminat subiectul, încep ălălalt, filmez o bucată, filmez nu știu cum. Uite că de data asta s-a întâmplat să iasă mai puțin vlog. Data viitoare poate o să iasă mai mult. Data viitoare poate o să vorbesc tot vlogul și nu o să vă arăt altceva. Sau poate că doar o să vă arăt chestii și nu o să vorbesc altceva. Dar vă spun eu că ar fi tristuț rău de tot dacă n-aș mai povesti nimic. Dacă doar v-aș arăta chestii și ar fi muzică pe fundal. Pentru că ar lipsi amprenta mea. Ar lipsi componenta aia umană, care cred eu că este cea mai importantă. Și asta sunt până la urmă. Și dacă vă place de mine, super. Dacă nu, nicio problemă. Poate în altă viață. Încheiem. Cu discurs lung și cu rumbul după noi. Pupicios mult toți, mulțumesc tare, tare mult că sunteți cu mine cu Trafalet Vlog și mulțumesc pentru tot entuziasmul și gândurile bune că mi le trimiteți constant și vă spun că nu mi-am imaginat că o să vă placă atât de mult să vedeți lavabil și parchet și că o să fie așa atâta frenezie pe tema asta, dar să continuăm, că îmi dă curaj și îmi dă aripi și mă bucură tare mult să văd că rezonați atât de mult cu mine în capitolul ăsta al vieții mele și, mă rog, ale noastre. Grasă din dotare. Pupicios multos, aveți o săptămână minunată. Ne vedem vineri. Habar n-am cu ce. Vă pup. Pa.